De astăzi, vara și-a intrat în drepturi și a lovit cu temperaturi caniculare județul Telorman încă de la primele ore ale dimineții. Spre după-amiază, aerul a devenit insuportabil. Este ora 12 aici în centrul municipiului Alexandria. Deja termometrele arată o temperatură de 31-32 de grade. Însă maxima de astăzi în Alexandria va fi de 35 de grade și va fi atinsă în jurul orei 15. De asemenea, temperaturi destul de ridicate vor fi astăzi în toate municipiile și orașele din Telorman. Cea mai ridicată temperatură va fi astăzi la Turnul Măgurele. Aici sunt așteptate undeva la 36 de grade. Pentru a se proteja de caniculă, oamenii spun că și-au luat măsuri de precauție. Stăm la umbră, așa, eu care sunt pensionară proaspătă, am ieșit cu nepoțica puțin în parc și dăm o tură, mâncăm o înghețată și mergem acasă. Păi, mi-am schimbat echipamentul de primăvară în pantaloni scurți, cămașă, cămânică scurtă, la umbră, apă și atât. Nu merge băutura că e cald. Dacă stați la bloc și vreți să scăpați de arșița verii, parcurile sunt o soluție. Bineînțeles, o altă variantă pentru a vă răcori sunt ștrandurile. Medicii vin și cu câteva recomandări despre cum să facem față acestor zile cu temperaturi ridicate și caniculă. Se recomandă ca deplasarea să se facă în orele dimineții și după amiaza, după orele 18, să evităm ieșitul afară în perioada prânzului, când temperaturile sunt mult mai ridicate și disconfortul termic este unul destul de pregnant și de apăsător asupra corpului uman. De asemenea, se recomandă purtarea de haine lejere. Până diseară la ora 21, în Telorman sunt așteptate ploi, vijelii și grindină. De mâine, vremea se mai răcorește. Spre sfârșitul săptămânii însă, sunt așteptate din nou temperaturi ridicate.